Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem tot mai aproape de momentul în care Domnul Isus împlinește ceea ce avea de făcut pentru lumea noastră. În ceea ce privește relatarea acestor ultime evenimente legate de răstignirea Domnului nostru, Luca respectă și el modelul celorlalte evanghelii sinoptice. Totuși, spre deosebire de ele, Luca este singurul care redă episodul în care Pilat îl trimite pe Domnul nostru la Irod. Tăcerea lui Isus înaintea lui Irod este uimitoare. Dar ca să înțelegem semnificanța acestui eveniment, trebuie să ne aducem aminte că Domnul Isus era ultimul reprezentant al lui Iacov, iar Irod este ultimul reprezentant al lui Esau. Isus nu are niciun cuvânt de spus înaintea lui Irod. Anterior, el îl numise pe Irod vulpe. Tot în acest capitol, cu numărul 23, Isus prezice distrugerea viitoare a Ierusalimului și se roagă pentru dușmanii săi apoi moare pe cruce și este mormântat de Iosif din Arimatea. Cam acestea sunt evenimentele prezentate de Luca în acest capitol. Dar să vede mai bine cum decurg lucrurile. S-au sculat toți și au dus pe Isus înaintea lui Pilat și au început să-l pârască și să zică pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. După ce l-au prins pe domnul în grădina ghețimani, l-au dus la marele preot, unde Sinedrul a formulat un cap de acuzare. Dar ei nu aveau dreptul să execute vreun acuzat. Puterea administrativă era cea romană, și de aceea aveau nevoie să vină înaintea guvernatorului roman. Pilat era guvernatorul roman al Palestinei. De obicei, el venea la Ierusalim în timpul sărbătorii Paștelui pentru a supraveghea mulțimea care venea aici cu acest prilej. Și cum încălcarea legii lui Moise nu avea nicio importanță pentru romani, el a acuzat pe Isus de trădare, ce ce era de-a dreptul absurd. Pilat l-a întrebat, Ești un împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Isus. sunt. Încercați acum să vă imaginați scena aceasta. Un tâmplar în străie simple se află înaintea lui Pilat. Conducătorii religioși evrei erau cei care l-arestaseră. Pilat i-a pus o întrebare care sunt sigur că a apărut de-a dreptul ridicolă. Ești tu împăratul iudeilor? Dar Isus a răspuns, tu zici, sau așa este cum spui tu. Era o afirmație foarte clară. Din acel moment, Pilat a vrut să le libereze pe Domnul nostru. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Pilat spune astfel că Domnul Isus nu a comis nicio infracțiune pentru care se poată fi acuzat. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, Întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeia din Galileea unde a început până aici. Acum, conducătorii religioși îl acuză pe Isus că a fost căpetenea unei revoluții. Ei spuneau că el s-a răzvrătit împotriva autorității oficiale. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Rod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Pilat a vrut să scape cu fața curată. De vreme ce Galileea era sub jurisdicția lui Irod și Irod era în Ierusalim, Pilat l-a trimis la el. Nu cred că Irod era în Ierusalim cu totul întâmplător. Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Cu ceva timp în urmă, Domnul Isus le spusese fariseilor să-i transmită lui Rod un mesaj care sună astfel. Duceți-vă și spuneți vulpea acelea. Iată că scot dracii și să vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi sprăvi. Curiozitatea lui Rod cu privire la Isus a crescut și a vrut foarte mult să-l vadă. I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic. Domnul nu a avut niciun cuvânt pentru Irod. Irod este o vulpe bătrână. El trecuse de punctul acela din care nu mai este cale de întoarcere. El se afla pe drumul spre pierzarea veșnică. El era membru al vestitei familia lui Irod și Domnul nu a făcut niciun efort să ajungă la el. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod, cu și lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Vedeți așadar că liderii religioși erau gata să facă orice, să le deau peste cap pentru a fi sigur că Isus va fi condamnat. Irod și-a dat seama că nu ajungea la niciun rezultat cu interogarea lui Isus, așa că a decis să apeleze la soldații lui și să-l bajorcorească pe domnul. Haina strălucitoare cu care l-a îmbrăcat era, fără îndoială, una din hainele aruncate de Irod, iar ei au folosit-o pentru a-și bate joc de declarația lui Isus, prin care el spunea că este împăratul iudeilor. Pentru că nu mai putea face nimic altceva, Irod l-a trimis pe Isus înapoi la Pilat. Aici suntem martori începutului unei mișcări cu Înainte de apariția acestei probleme, Irod și Pilat erau dușmani. Dar acum se împacă pentru că amândoi erau împotriva lui Isus. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe frunta și pe norod și le-a zis Mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care a norodul la răscoală. Și iată că, după ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părâți. Nici Irod nu i-a găsit nicio vină, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Pilat era de părere că acuzatorii lui Isus nu aveau niciun temei real pentru a-l acuza. Irod nu făcuse altceva decât să-l bat jocorească, să-l îmbrace cu o haină strălucitoare și să-l trimită înapoi la Pilat. Acuzațiile aduse nici nu meritau măcar să fie luate în considerație. Eu, deci, continuă Pilat, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. O clipă. Aceasta este o greșeală. Dacă Isus este vinovat de ceva, ar trebui să fie pedepsit. Dacă este nevinovat, ar trebui să i se dea drumul. Al pedepsi și ai da apoi drumul înseamnă a face un compromis. La fiecare praznic al paștelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemnițat. Ei au strigat cu toți într-un glas: La moarte comul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Isus, dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l batei voi dea drumul. Dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstignit și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să le împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temnițe pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Isus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și i-au pus cruce în spinare ca să o ducă după Isus. Pilat încearcă să scape din această situație fără să ia o decizie în privința lui Isus, numai că nu poate. O analiză atentă a rolului jucat de Pilat în acest proces ne va arăta faptul că el este cel judecat, iar Isus este judecătorul. Domnul nu încearcă să scape, Pilat da. Pilat a încercat o cale de ieșire cât mai convenabilă din confruntarea cu acești lideri religioși atât de porniți împotriva Domnului nostru. Astfel i-a venit ideea de a-i lăsa să aleagă între Baraba și Isus. Era o diversiune, un compromis. Pentru el, rezultatul alegerii era evident. El își dăduse seama că mai mare evreilor îl voiau pe Isus mort din cauza invidieilor. Pilat nu s-a gândit la cât de adânc se poate scufunda religia atunci când a apucat într-o direcție greșită. Evanghelistul Matei ne spune că marii preoți și bătrânii au convins mulțimea să-l ceară pe Baraba. Pilat a fost uluit când a auzit că mulțimea cere eliberarea lui Baraba. Imaginați-vă un judecător care cere unei mulțimi de oameni să spună ce trebuie făcut cu un om care este judecat. El hotărâse că Isus este nevinovat, și totuși l-a dat pe Isus pe mâinile dușmanilor lui pentru a fi răstignit. Este aceasta dreptate? Într-un final, Pilat a fost nevoit să ia o hotărâre. Așa cum fiecare om trebuie să decide astăzi ce va face cu Isus Hristos. Tu ce ai decis, dragul meu prieten, în privința lui Isus? Este bine să te decizi pentru El, în favoarea Lui, deoarece nu sunt lucruri bune în viitor pentru cei fără Hristos. De lucrul acesta ne asigură chiar Domnul. În urma lui Isus mergea o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după El. Isus a întors spre ele și a zis, Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înși vă și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țitele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Pe drumul spre cruce, Domnul Isus vorbește cu femeile care plângeau pentru el, Domnul le spune acum, în aceste ultime clipe ale vieții lui, că va veni o zi în care va fi mai bine să nu fie aduși copii pe lume. Acesta este vremea necazului cel mare. Domnul nostru a avut ceva de spus despre explozia demografică. Apoi, el le spune femeilor să nu plângă pentru el. Isus nu vrea mila, ci credința noastră. El nu ar fi trebuit să moară și nu a murit pentru a ne câștiga mila sau compasiune. El a murit în locul nostru. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea, Tată, iardei, că și nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Observați, vă rog, atitudinea Domnului Iisus pe cruce. Gândiți-vă că el era acolo fără să fi păcătuit, fără să fi încălcat legea de orice natură ar fi fost ea. Cu toate acestea, Preocuparea lui nu este nici pentru stabilirea adevărului, nici pentru propria persoană, ci pentru cei păcătoși, adică pentru mine și pentru tine, drag ascultător. Domnul Isus i-a cerut tatălui să ierte pe cei care l-au răstignit. Dacă el nu ar fi făcut acest lucru, oamenii aceia ar fi fost vinovați de păcatul de neiertat, pentru că îl deduseră la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își bătau joc de Isus și ziceau, Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă el este Hristosul, alesului Dumnezeu. Dacă Domnul Isus ar fi coborât de pe cruce, nu ar fi fost Hristosul. Nu ar fi împlinit tot ceea ce spunea Isaia despre moartea sa. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte, pentru păcatele poporului meu. Așa spune Isaia în capitolul 53. Noi putem fi vindecați de păcat, această boală gravă a omenirii, numai și numai pentru că Isus Hristos a rămas pe cruce până la sfârșit. și, de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. La răstignirea lui Sus deasupra lui a fost pus o inscripție pe care era scris în greacă, latină și ebraică. Greaca este limba inteligenței, a educației, a literaturii și a științei. Latina era limba legii și a ordinii, a armatei și a autorității guvernamentale. Ebraica era limba religiei. Când Hristos se va întoarce pentru a întemeia aici împărăția sa, el va fi conducătorul politic, cultural și spiritual al acestui univers. Cât de exacte s-a dovedit a fi acea inscripție? Acum, pentru a avea inscripția completă, trebuie să citim relatările din toate cele patru evanghelii. Dar noi continuăm cu Luca de această dată. Unul din tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi dar celălalt l-a înfruntat și a zis, Nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și Matei și Marcu ne spun că la început ambii tâlhari îl îl luau peste picior pe Domnul Isus, Dar în timpul celor șase ore petrecute pe cruce, în special în ultimele trei ore, unul dintre ei a înțeles că se întâmpla ceva neobișnuit. El a recunoscut faptul că acest om care murea pe cruce nu murea pentru el însuși, ci pentru altcineva. Deși știa că Barab ar fi trebuit să fie pe acea cruce, s-ar părea că și-a dat seama că Isus murea pentru el. El a recunoscut că aceasta era o tranzacție încheiată între Dumnezeu și acest om de pe cruce, și mai mult, că acest om era Dumnezeu. Astfel, tâlharul se întoarce spre el cu credință. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. În aceeași zi, dragii mei, acest tâlhar, care nu mai merita să trăiască pe pământ, conform decizii autorității romane, a ajuns în acel loc unde urma să-și petreacă veșnicia cu Domnul. Acest om a fost un tâlhar rău, nu a fost un om bun, dar credința lui în Fiul lui Dumnezeu l-a mântuit. El a avut credința și a crezut în venirea Domnului Isus după moartea sa pe cruce, venirea într-o împărăție pe care el o va întemeia. Aceasta înseamnă că telharul a străbătut un drum lung din punct de vedere teologic cât a stat pe cruce. Domnul Isus a făcut afirmația cu totul ieșită din comun conform căreia acest telhar urma să fie cu el în paradis chiar în ziua aceea. Cei doi tâlhari fusese arestați pentru aceeași încălcare de lege, judecați și condamnați pentru aceeași nelegiuire, și acum mureau pentru aceeași infracțiune. Cei deosebea? Singura diferență dintre ei, și cea mai mare, a fost aceea că unul a crezut în Isus Hristos, iar celălalt nu. Dragi prieteni, tot ce a spus Domnul nostru acelui telhar a fost: Astăzi vei fi cu mine în paradis. Telharul a mers în prezența Domnului pentru că a crezut în Hristos. De ce credeți că aveți voi nevoie pentru a fi convinși că Dumnezeu vă oferă iertare? Răspundeți-vă la această întrebare. Dar să ne întoarcem la relatarea noastră. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al noulea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Viața lui Hristos era simbolizată de vălul care, de fapt, îl despărțea pe om de Dumnezeu, așa cum ne spune Vechiul Testament. Păcatul întotdeauna pune un zid între om și Dumnezeu. Când Hristos a murit pe cruce, perdeaua s-a rupt în două, astfel încât calea către Tatăl să fie liberă. Isus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și a dat Duhul. Să ne amintim, dragii mei, din nou că aceste rânduri sunt scrise de un medic. Luca vorbește din punctul de vedere al medicului. El a avut ocazie să vadă mulți oameni murind. Știa cum au murit toți aceștia, așa că și-a dat foarte bine seama cum a murit Domnul Isus. Moartea Domnului a fost diferită. Din nefericire, m-am aflat și eu adesea în prezența unor persoane muribunde. Am văzut acea ultimă răsuflare dinaintea morții care este însoțită întotdeauna de luptă și de un efort considerabil. Fără îndoială, așa au murit și cei doi tâlhari de pe cruce. Dar nu și Domnul Isus. El a murit din propria voință. El și-a eliberat Duhul. Ați observat ce a spus Domnul Isus. Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. El a spus aceste cuvinte cu glas tare, nu este aceasta atitudinea unui om care stă să-și dea ultima suflare. Ioan adaugă ceva. Ultimul cuvânt al lui Isus a fost strigat. A fost, de fapt, un strigă de victorie. Tetelestai! S-a sfârșit! Martorii și-au dat seama că era ceva neobișnuit. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Personal, cred că sutașul acesta a fost mântuit. El a fost cel însărcinat cu răstignirea lui Isus. Acum stătea la piciorul crucii, privea în sus și a înțeles că acolo se întâmpla ceva neobișnuit. El a putut să-l slăvească pe Dumnezeu pentru ceea ce vedea și a dat seama că Domnul era un om neprihănit. Ceilalți evangeliști adaugă ceva la relatarea lui Luca. Sutașul a spus, acesta este fiul lui Dumnezeu. Îmi dau seama că mărturisirea de credință a sutașului nu era asigura intrarea în niciuna din bisericile obișnuite. Dar să ne gândim în ce situație se afla acest om. El asista la răstignire. Nu știa nimic despre moartea și învierea lui Iisus Hristos. Nu citise nicio carte teologică. Acest sutaș se afla în întuneric, dar nu putea găsi cuvinte mai potrivite pentru a-și demonstra credința decât cele pe care le-a rostit și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors bătându-se în piept. O atmosferă înfricoșătoare și sumbră a înconjurat moartea lui Hristos. Niciun evanghelist nu descrie în detaliu moartea Domnului. Este ca și cum Duhul lui Dumnezeu a lăsat să cadă un văl și a spus că răstignirea era un lucru prea groaznic pentru ca să-l privim mai de aproape. Nu veți găsi aici nimic care să vă satisfacă, fie și e numai puțin curiozitatea. Omenirea a fost ținută la distanță de ceea ce s-a întâmplat la cruce. Așa cum a fost nevoie să rămânem la marginea grădinii Ghețimani, la fel trebuie să ne mulțumim să rămânem la o distanță considerabilă față de ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Tot ce putem face este să privim la Cel care a murit acolo pentru noi. Aceasta este ceea ce făceau cei care îl urmaseră pe Domnul Isus toți cunoscuții lui Isus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Dragul meu ascultător, ce reacție ai tu față de această relatare? Înțelegi tu că și pentru tine s-a produs această jertfă? Aceasta este cheia către împărăția lui Dumnezeu. Fie ca noi toți să înțelegem că Domnul a murit pentru fiecare dintre noi în parte. <sus> Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.